Ai trăit vreodată sau încă trăiești în apropierea unei clădiri sau unei locații abandonate cu propria ei istorie misterioasă? Dacă îți place să explorezi zonele părăsite, fie virtual, fie în realitate, vă vom face un tur prin ce locuri abandonate ciudate care chiar există. 1. Hotelul Rugyang. Coreea de Nord are multe clădiri părăsite, unele construite chiar pentru propaganda regimului comunist și pentru a oferi o falsă impresie de prosperitate economică. Cireașa de pe tort o reprezintă hotelul Rugyang, situat în capitala Penian. Zgrie Norul are o înălțime impresionantă de 330 de metri și deține recordul pentru cea mai înaltă clădire din toată Coreea de Nord. Ca să-ți faci o idee, clădirea în formă de piramidă este puțin mai înaltă decât turnul Eiffel. Hotelul a început să fie construit încă din 1987. Clădirea a fost un răspuns la adresa Coreei de Sud, care construise în 1986 hotelul Swiss Hotel de Stamford din Singapore, unul dintre cele mai înalte hoteluri din Asia de Sud-Est la ora actuală. Rugyang trebuia să fie terminat înainte de Festivalul Internațional al Tineretului și Studenților, o ediție comunistă a Jocurilor Olimpice de Vară care trebuia să se organizeze în 1989 în Coreea de Nord. Era tot o replică pentru Coreea de Sud, care a ținut la ea acasă ediția Jocurilor Olimpice din 1988. Coreea de Nord intrase într-o criză economică în urma destrămării Uniunii Sovietice, iar lucrările pentru construcția hotelului au fost oprite în 1992. S-au mai reluat în anul 2008, iar în 2011 exteriorul era gata. Cu toate acestea, hotelul nu a fost deschis nici în prezent și rămâne abandonat în continuare. 2. Atlantisul din Est. Atlantis, orașul înghițit de ocean, nu a fost descoperit niciodată, însă are o rudă în China pe care omenirea a cunoscut-o. Poartă numele de Xichang, în traducere orașul leului, și este un oraș antic sub apa lacului Kuidao din regiunea Zhejiang. Xichang e o adevărată capsulă a timpului, ce prezintă arhitectura și cultura din timpul Chinei imperiale și al dinastiilor Ming și Qing. Diferența dintre orașul leului și Atlantis e că prima a fost găsită, ba mai mult decât atât, era foarte dezvoltată și în viață, până în 1959. Totul s-a schimbat când guvernul chinez a hotărât să construiască o hidrocentrală în apropiere și să scufunde intenționat orașul. Aproximativ 300.000 de locuitori au fost relocați, iar orașul a dispărut. În 2001 însă, același guvern a trimis o expediție pentru a vedea ce s-a întâmplat cu Xichang. Orașul se menținuse într-o stare foarte bună și a stârnit interesul pentru mulți pasionați de expediții subacvatice. 3. Kangbashi. Nu plecăm din China. Dacă te duci în această țară, poate vei da peste orașe care au fost construite pentru a găzdui milioane de oameni, dar care, de fapt și de drept, nu găzduiesc pe nimeni. Ajungem mai exact în districtul Kangbashi, din orașul Ordos. Kangbashi este una dintre cele mai cunoscute zone fantomă din China, cu o infrastructură impresionantă, parcuri, zone de agrement și toate facilitățile unui oraș, evident. Singurul și cel mai mare minus, la propriu și la figurat, este populația lipsă. Construcția districtului a început în 2004 și s-a dezvoltat foarte rapid, însă probleme precum criza economică din 2008 au transformat Kangbashi într-un oraș fantomă. Locuitorii de acolo erau mult prea puțini, iar 70% din locuințe erau pustii. Între timp, Kangbashi s-a mai dezvoltat prin investiții din partea guvernului chinez. S-au mutat în zonă multe instituții educaționale prestigioase, printre care și principalul liceu din Ordos, care a încurajat venirea mai multor persoane. Totuși, chiar și în prezent, diferența dintre populație și spațiul de locuit e prea mare. Poate că districtul Kangbashi a avansat la gradul de semifantomă. 4. Fabrica de zahăr Domino. Această fabrică abandonată se află în inima Brooklynului, mai exact în cartierul Williamsburg. Clădirea în vârstă de peste 150 de ani, parte a istoriei americane, avea la apogeul ei aproape 4500 de muncitori și putea să producă în jur de 2000 de tone de zahăr pe zi. Asta era acum mult timp. Oficial, fabrica și-a închis porțile în 2004, rămânând în picioare doar fabrica principală. Restul perimetrului a fost demolat în 2014, iar în afară de multe resturi în urma demolărilor, nu e ceva special de explorat. E de menționat că încă nu a fost distrusă în totalitate, așa cum s-a făcut cu multe foste clădiri ale trecutului. 5. Casele OZN. În Taiwan a existat la un moment dat un mic complex rezidențial cu apartamente în formă de OZN-uri. Locuințele futuriste au început să fie construite în 1978 pentru militari americani repartizați în Asia de Est. Planul a fost abandonat după mai multe accidente bizare. Se spunea că multe persoane și-au luat viețile sau au murit în accidente de mașină în zona unde se construiau casele. Conform relatărilor, unul dintre motive era distrugerea unei statui cu un dragon chinez din zonă pentru a lăți șoseaua. Se mai spunea că în locul construcției a fost un cimitir unde erau îngropați soldați olandezi. În cele din urmă, proiectul a încetat în 1980 și a rămas abandonat până în 2010, când toate OZN-urile au fost demolate.
6. Pripyat. Continuăm cu unul dintre cele mai cunoscute orașe fantomă și dacă ai jucat Call of Duty, nu ai cum să nu-ți aduci aminte de celebra misiune All Gillied Up din acest oraș fantomă. 26 aprilie 1986, ora 1:23 noaptea. Reactorul numărul 4 al centralei nucleare de la Cernobâl explodează și declanșează cel mai grav accident din istoria energiei nucleare. Victimele încep să apară din ce în ce mai repede, multe familii au de suferit, orașele sunt evacuate în cel mai scurt timp posibil și lumea intră într-o stare de șoc. Cam așa se poate rezuma această tragedie care are efecte și în ziua de astăzi. Orașul Pripyat a avut și el la rândul lui de suferit. Fosta acasă pentru lucrătorii ai centralei de la Cernobâl, Pripyat se află în Ucraina. La timpul lui a fost un oraș sovietic. Avea și încă are oarecum un parc de distracții, fabrici și apartamente spațioase locuite de oameni simpli și fericiți. Acum locuiește doar natura, radiațiile încă domină zona și se estimează că ar trebui să treacă 3000 de ani ca Pripyat să poată fi locuit din nou. 7. Petrova Gora. În urma războaielor, multe vieți sunt pierdute din păcate. Comemorarea acestor pierderi se face prin multe moduri, printre care și construirea de monumente. Este și cazul monumentului de pe cel mai înalt punct al Petrovei Gora, un lanț muntos din Croația. Construcția aduce omagiul victimelor croate din cel de-al doilea război mondial, care au luptat împotriva fascismului. Monumentul a fost deschis în 1982, dar a fost abandonat și a suferit o degradare din cauza războiului din 1991. Petrova Gora a fost capturată de Armata Populară Iugoslavă, împreună cu trupele armate Republicii Sârbe, Craina, vandalizând în timp clădirea. Devastarea monumentului continuă și astăzi, deoarece sunt furate plăci din oțel inoxidabil, fără ca autoritățile să ia măsuri concrete, motiv pentru care arată așa cum arată. 8. Casa Copac. Unul dintre lucrurile comune pe care locurile abandonate le au este prezența unui singur locuitor constant, natura. Un caz aparte este Casa Copac Anping din orașul Tainan, din Taiwan. Poate că arată ca o casă interesantă la început, dar nu a fost dintotdeauna așa. Înainte de a fi acoperită de natură, clădirea era un depozit pentru materiale de construcții din secolul XIX. După ce a fost abandonat, un copac banian din vecinătate s-a mutat, iar cu timpul toată structura a ajuns să fie acoperită de rădăcini și crengi ale copacului. Autoritățile orașului Tainan au profitat de minunăția naturii și au făcut demersuri pentru a transforma Casa Copac într-un obiectiv turistic. Lucrările de modernizare au fost finalizate în 2004, iar în urma acestora, fostul depozit nu a mai fost atât de abandonat. 9. Insula Hashima. Această insulă din Japonia, având forma unui vas de război, are o poveste interesantă în spatele ei. În anii 1970, niponii încercau să se dezvolte din punct de vedere economic, iar una dintre modalitățile pentru a reuși acest lucru a fost extracția și prelucrarea cărbunelui. Insula Hashima, situată la aproximativ 15 km de orașul Nagasaki, a căpătat faimă datorită minelor de cărbuni, construite începând cu anul 1887, concomitent cu fostul oraș. Aceasta avea toate condițiile necesare unui trai bun și a atins apogeul în 1959, când a avut o populație de 5.259 de persoane. Treptat, rezervele s-au consumat și petrolul a început să fie mai căutat decât cărbunele. Astfel, insula a fost părăsită timp de 3 decenii, iar interesul pentru orașul fantomă a reapărut în anii 2000. A reușit să devină o atracție turistică datorită clădirilor părăsite, deranjate doar de mama natură și înconjurate de apă. Insula Hashima a fost inclusă și în patrimoniul mondial UNESCO în iulie 2015, iar Google a reușit să pună la dispoziție un tur virtual ca să ne fie mai accesibil și să nu mai batem drumul până acolo. Uite că am ajuns și la finalul videoclipului. Dacă ți s-au părut interesante locațiile abandonate, nu uita să te abonezi la canalul nostru, să apeși pe clopoțel și să ne urmărești pentru mai multe topuri inedite.